Celebra jurnalistă Mihaela Moise și-a serbat astăzi ziua de naștere. A fost un eveniment pe care Meme i-l-a dedicat fetiței sale care urmează să se nască peste două luni. Bruneta l-a întâlnit pe tatăl copilului său într-un moment critic al vieții sale. Noi ne-am cunoscut într-un impas al vieții noastre, în momentul în care ne-au murit mamele, ne-am cunoscut în spital, ne știam așa de prin oraș, dar nu aveam mari tangențe și am petrecut așa câteva săptămâni în spital, pentru că mama lui era pat lângă pat cu mama, în spital a murit mama lui și apoi a murit mama. Adică mă fac să plâng. Dar viața merge mai departe. Sper să aibă parte în viață numai de petreceri și de bucurii. Asta e important. Să nu fie supărată. Eu n-am avut chiar așa. La mine n-a fost ușor. Îmi vine să plâng. Da, Dumnezeu ți-a luat ceva și așa pe e. De altă parte, iată. De-aia o să o cheme Katia Dimitria Elena. Katia este numele pe care l-am visat, efectiv. Am visat numele ăsta, era scris peste tot, așa, pentru că toată sarcina m-am gândit ce nume să-i pun. Și am zis că o să-mi vină la un moment dat numele ăsta în cap. Și într-o noapte l-am visat. Toată lumea o așteaptă pe memelușa, bebelușa. Da, sunt bucuroasă, sunt fericită și în același timp sunt și tristă că nu e mama. Mi-e foarte greu. Acum simt exact lipsa ei cel mai mult. Adică acum aș fi avut cel mai mult nevoie de ea și îmi pare atât de rău că nu e. Dar n-am. E greu să nu fie. Pe timpul sarcinii, Meme a luat câteva kilograme în plus. Mi-a zis doctora că o spală la 4 kilograme, dacă o țin așa. Și mami s-a făcut mare, vreo 17 kilograme, cred că am luat până acum. Sper să mă opresc. Ai pofte, grețuri, stări de rom? Am pofte de niște vacanțe și de niște pantofi, genți. Stări de rău am avut în primele luni. Unele groaznice. Meme a avut parte și de momente dificile pe timpul sarcinii. Mi se pare greu să duci o sarcină și ce suportă o femeie pe perioada sarcinii și ca să facă un copil este destul de greu. Ce ți s-a părut cel mai greu în toată perioada aceasta? Cel mai greu mi s-a părut să stau fără Vali, că am stat singură în toată perioada asta pentru că el trebuia să-și termine în America ca să fie aici când se naște copilul și să nu mai plece și să putem să începem o familie așa cum trebuie, nu el plecat, că eu nu sunt de acord cu asta, să muncească el într-o parte, eu o să fiu într-o parte. O familie trebuie să fie familie, să fim uniți. Sarcina în sine, nu știu, nu e ușor. Treci prin niște schimbări, ai niște stări, niște depresii, niște stări de nervi. Dar să vedem ce cadouri a primit fetița Mihaelei. Păturică, ce e asta? Păturică, nu? Dar ce e? Hai să desfacem. Păi eu dacă nu mă pricep la chestiile astea, eu nu știu ce fac cu biberoanele, adică... Da. Ai, mă, ce drăguț! Mulțumesc, Lori! Înțeleg că e un biberon... Inteligent? Biberon inteligent. Tătici? A, ce bine că ai luat pentru tătici! Deci dacă tăticul nu e prezent, dar, Doamne, dar câte mi-ai cumpărat aici? Uitați-vă ce frumoase! Foamă, deci... Cum te simți? Este primul an în care practic nu primești nimic pentru tine. Ba nu mai. Vreți să vă arăt ce am primit? Am primit o pereche de cercei tot de la Nașa. Deci am primit de la Diana și acești cercei. Că ia să gândi la mine, iubita mea. Păi nu e ziua ta, memelușa? Ba da, dar am cedat-o. Am zis că o cedez, dar am venit aici și toată lumea, memelușa în sus, memelușa în jos, adică pentru asta mică. Și am zis, bă, dar e și ziua mea, adică... Nu contează, e și ziua ta. Nu, am primit și de la Vali ceva frumos. Am primit de la Vali o mașină nouă, urmează, deci... Așa că am primit ceva. Nu, el nu s-a gândit neapărat la mine, a zis să fie în siguranță Fisa, deci... Ai lasă, o întorci acum cum vrei tu. Da, chiar nu mă întreb. Eu? Vorbește la mine, la variant. Eu îi urez să aibă sarcină ușoară în continuare, să nască ușor, să fie fericită, să se bucure de viață. Și o să se ia? Să se ia și la mine. Așa. Hai, memelușo, vino cu noroc, așa. Bineînțeles. Păi, normal, urmează. Și... Mulțumesc frumos. Și abia aștept să o aștept la altar și să să fie fericită. Da, da. Cum ați ajuns la această? Păi, când am văzut o mireasă așa frumoasă, am văzut...